Băi, fraților, deștepuii, neapărat să intrați și voi chiar acum pe Eneba. Aveți toate linkurile în descriere, pentru că aici găsiți o grămadă de jocuri bombă la prețuri și mai bombă, chiar sub $10. Nu mai trebuie să băgați codul ZZANDREI, pentru că oricum o să primiți o reducere. Dacă intrați pe linkurile din descriere, puteți găsi GTA 5 la 43 de lei, boys. Dying Light Platinum Edition, 34 de lei. City Skylines la 15 lei și multe alte oferte mega geniale, cum, uite, vedem și 7 Days to Die la 22 de lei, bro. Nu uitați linkurile în descriere, m-ar ajuta foarte mult, băieți, și v-ar ajuta și pe voi, bineînțeles, pentru că sunt niște mega oferte la niște mega jocuri. Și haideți să trecem la episod. Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, oameni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us. Scuba, buinii prietenii mei, sunteți gata pentru niște predicturi puternice, băieți? No. Sper că sunteți, pentru că astăzi ZZANDREI o să vă arate cum se joacă inocent, pentru că impostor clar nu o să mă dea, deja m-am obișnuit, stați liniștiți. Impostor nu se vede aici, băieți, pentru că trebuie să ajut nableții. Hai să vedem dacă o să fim full brain și în acest video cu prietenii mei. Nu uitați, băi, înainte de toate, vreau ca voi toți cei care vă uitați la clipul ăsta să rupeți like-urile alea, prieteni, pentru că, ca de obicei, în fiecare dimineață suntem aici pentru a vă aduce clipul minunat de Among Us, unde aflăm multe detalii despre ce din brigadă, cum ar fi că sunt... Nu, haideți să nu vorbim urât, băieți, ok? Dacă mor primul, mă supăr. Dacă mor primul, plâng. Plâng tot clipul, băieți. Yes, n-a murit. Yes, doamne, n-a murit. Așa că, fraților, hai cu susținerea aia și haideți venim ce reușim să facem astăzi. Kill e double, Bă, e double kill, e double kill. Unde a fost double kill? Era la acolo, la camere. Vreau să vă zic că Coco nu e. La aceste kill. La aceste kill-uri, pentru că te-am supravegheat. Deci unde erau kill-urile, Mad Max? Era acolo, la ventul ăla de cum te uiți pe camere. Pe mine. Ventul de cum mă uit pe camere? Păi Chris chiar a venit la lumini din stânga. Am venit de jos. Că m-am dus înspre jos, înspre comunicații și pe aia s-a lumina și m-am dus sus. Bă, și care e părerea mea? Ia zic. Bă, eu așa zic. Da. Vlad. Da. Alex XD și Eliza. Da, bă, se dau predicturi. Băi, și jur că nu mi-a zis nimic. Jur că nu mai zic. Unde ai zis că skill-urile de lângă verde de la camere? Cum reuși? Eu zic Chris că... E double kill. Hai, dați schimb, zic eu că ZZANDREI nu e... ZZANDREI, bă, dar nu m-a acuzat nimeni, ce se întâmplă, bă? Păi, putem să te votăm, Nex, dacă vrei, nu? Bine, Polix, cred că te votăm pe tine, rege. Eu scientist, frate. Bine, frate, și inginer cine e? Inginer cine e? Eu. Hai, Mad Boys, Mad. Iar ne jucăm cu proștii ăștia de trolează, că nu-i mai supor. Vreau și eu să câștig niște arene de Among Us, se poate? Dacă tot mă dă impostor, băi, măcar să-mi pun și eu creierul la contribuție, că se atrofiază la cât am auzit în confele acestea, sincer. Deci când auzi ce vorbesc ăștia din brigadă, adică voi auziți doar ce se vorbește în clip, băi, stați liniștiți că off camera, când nu filmăm, vă cade creierul în WC-ul, efectiv. Deci n-aveți cum, n-ai cum. Mă, Cosmin e acolo jos? Cine mai era acolo jos, mă? Alex nebunul cu portocaliu și Crischie. Deci Alex nebunul, portocaliu și Crischie erau fix lângă cadavrul de la lumini. Păi da, dar gen cu Eu stăteam în ventura din sânga. Vreau să vă zic că s-a făcut kill-ul fix acum 2 secunde. Da, și bă, Pulixe n-avea acum 2 secunde. E de acum vreo 5 secunde. Păi, eu să fac luminile, Alex, eu sunt la lumini și plecă, gen, nu le făcut. Păi da, fii atent că s-a întors ZZANDREI și... Bine, l-am văzut pe Alex. Bă, liniște. Deci fix lângă kill, crezi că ți-a părea ăla de report, da? N-ai cum nu să apără, nu mi-a părea, că eram fix în stânga sus, în vent, cum ai văzut. Deci, oricum, de acolo, sigur, 100%, credeți-mă, i-a părea lui Alex XD și Hydra și crezi că, într-adevăr, era pe vent, era așa că i-a părea. Eu am votat pe Alex. Băi, taci, rata... Băi, rata ta. Bă, trebuie să... Bă, oricum. Deci, fix lângă Alex, Hydra și crezi că era cadavrul ăla. S-ar putea să fie și crezi că, sincer. Trebuie să votăm unul. Eu zic că i-a părea lui Crischie, mă, lui Crischie i-a părea, l-am votat pe Crischie, mă. Votează-l pe Alex. Păi, ești ratat. Crischie, Alex, Hydra. Hai să-l votăm pe Crischie, înainte și după Alex. Alex. Doamne, uite cu cine mă joc. Dar nu votează toată lumea. Păi, te-am zis că-l votăm pe Alex. Nu, Diana, ești terminată. Bă, stați la buton, fac eu lumina, stați la buton. Buton. Deci, băieți. Eu l-aș vota și pe Crischie și pe Alex și pe Hydra, să fiu sigur, bă, n-are cum, bă, dacă nici aia n-au văzut cadavru.
Când termin clipul o să mă uit și eu pe filmare, că parcă cam imposibil ce a fost acolo, jur. Eu zic că lui Crischi apărea. Eu zic că lui Crischi apărea și cred că Crischi e unul dintre impostori. Așa. Așa. Votăm pe Alex. De ce Alex nu mai vorbi de aia, nu mai vorbi. De ce Zandrei apărarea lui Alexis D? Dar nu mi-a apărare cu aia, dar nu... Am zis să-l votăm întâi pe Crischi, după pe Alex. Nu i-am luat apărarea că eu l-am acuzat. Deșteapta pământului. Puteți să mă votați dacă vreți, oricum eram în sânga suprăveți și n-am văzut nimic, oricum vă pup. Ar putea să fie Diana. Bă, la Crischi apărea, mă, bă. Eu nu mă interesează dacă apărea lui Crischi. Bă, Andrei, deci pe mine nu mă interesează dacă apare lui Crischi, dar aia mi se pare prea proastă, i-am dat vot. Ai stat pe mine, de gen, fix în mine? M-am lumina, dar n-am mai dat lumina. Da, și mi-a părea, dar tu ai fost și mai în jos. Hai să-l votăm pe Alex înainte, hai pe Alex, hai pe Alex. Bă, coai, după ce-l votai pe Crischi, mă? Nu știu, mă, sunt bipolar, rău. Dă-i pe Alex, dă-i pe Alex. Bă, deci erau trei lângă kill, coaie, Alex. Și era și dracu prin zonă, așa că... Singura chestie pe care am văzut e... E Vlad. Bă, Alex Vlad și... Bă, dacă sunt ăștia treci cu aia, da, doamne, ce arună cu aia. E Vlad, că n-a vrut să plăteze. E doar pentru asta. Doamne, bă, îți plâng, nu știu ce se întâmplă în arena asta, dar vreau să văd care sunt impostorii. Cosmin a fost foarte tăcut, ar fi minunat să fie Just Cosmin un impostor, nu-i așa? Deci numai eu vorbesc pe aici, să mă bată mama, că nu mai pot. Bă, dar erau trei lângă coaie, eu cred că e Hydra, cu Crischi și cu Alex XD. Bă, am o concluzie, băi. Când eu? Am zis să votăm Alex, Vlad a votat Diana, gen ca să... Și Crischi, ai votat și Hydra, votat și Hydra. Vota și Hydra. Nu mai votăm, bă. Că nu se știe, gen. Bă, aia e, ori pierdem arena cu stil, ori o câștigăm cu stil. Hai, așteptați minutul. Da, așteptați minutul. Hydra, dă-i skip, că am dat skip toți, ratatule, dă-i odată skip. Dă-i mă skip, prostea. Bă, să te votezi, ai de... Lumea, bă, ești votat, bă. Am dat skip. Ah, și da, deci dacă era Hydra cu XD și cu Crischi, râd rău, atât vă zic, dar nu am încredere în Diana, nu știu de ce am încredere. Ori câștigăm cu stil, ori pierdem cu stil, băieți. Bă, dar eu cred că unul dintre aia trei trebuie să fie. Bă, n-avea cum niciunul să nu fi văzut că a dat vreo ăla, dar eu cred că era Alex XD cu Hydra, mă, sincer. Deci Alex XD cu Hydra, eu zic că erau acolo, dar pe și atunci de ce n-au făcut double kill? Probabil pentru că l-au văzut și pe Crischi și pe mine. Bă, ce fac ăștia? Hai, votați-mă și începe jihadul cu Diana, că văd că se scrie pe sim, hai. Nu, nu mi-a scris nimeni. Mă, interesant, nu mă interesează. Hai, stai să vezi ce începe jihadul. Voi erați? Care erați? Nici dau dracu, nu o să mă mai dau pe difan, că văd că sunteți terminați. Care erați? Crischi erați? Bă, dar... Deci... Eu nu înțeleg de ce... Bă, deci dacă chiar era Alex XD cu Hydra și cu Crischi... Bă, chiar nu era... A murit. Fiți atenți, fiți atenți. Hydra, Alex, au fost ăia doi la început morți, zici... Degeaba plâng ăștia, că sunt creier. Cu încă unul și după aia auzi pe tăi, Alex XD și Hydra și Crischi... Liniște, bă, liniște! Liniște, nu înțeleg de ce plângeți și de ce voi ați fost... Coi, eu v-am zis voi trei, coi, eu am zis, deci, l-ați omorât pe Mad Max la lumini, coi, și la camere, și eu v-am văzut pe toți trei, l-am văzut și pe Hydra și pe Alex și pe Crischi și apărea butonul de report la toți, coi. Da, mă, dar mie nu mi-a arătat butonul. Dar pe mine de ce nu m-ați omorât, că erați trei și eram eu sigur. Păi, coi, nici n-am știut că l-a făcut cineva kill acolo, unul ăla, mă, că nu mi-a apărea nimic. Dar cine a făcut kill? Cine a făcut kill? Dar gen, mi se pare foarte ampulea că îmi suferă copilul ăla de Fire Andreas că e pe privat și căcaturi gen și după aia Diana în arena zice că ăla a luat școală. Nu, nu mi-a spus. Nu vă mai plângeți, mă. A murit. Nu mai plângeți, a fost creier. I-am distrus singur. Full brain. A murit, v-am scris pe privat. Andreas, tu ești pe Steam. Nu mi-a spus. Bă, ratați, nu mai plângeți. Mi-o. Doamne, ce plâng ăștia. Bă, dar am fost prea creier. Coi, erau toți trei acolo și le apărea kill-ul, mă, 100% le apărea kill-ul. M-a dat și pe mine impostor, oh my god, oh my god, boy. Oh my god, boy, oh my god, oh my god, oh my god. Poate zic ăștia că a murit Zandrei, că plâng, că i-a omorât Zandrei, de fapt. Am plăcut cum de mișcă brum. Alie, n-ai cum. Uite, dracu, deci acum și-ai nervos. Vine de Fire Andrei după mine, hai, du-te. Du-te. Sunt inginer, vă pup, sunt inginer. Zandrei, unde ești? La specimen. De ce? Da. Am dat acum de contamination, tu ai ieșit de contamination și unul tăiat. Nu, sunt la specimen. Am votat Zandrei. Am pus, sunteți proști rău. Coaie, sunteți proști rău. Era unul transformat, eu eram în specimen. Și cum n-ai văzut? Ești prost de... Coaie!
E mordofera de eu am fost singur, m-am dus un specimen din start, ești handicapat? Atunci zi-mi, cine mai era specimen cu tine? Voi urât, vă jucați, mă? Nu mai era nimeni. Bă, voi, fără să țipa, nu puteți. Dar vrei să mint? Vrei să mint? Fiți atenți, predict, Mad Max e inocent, Diana, Cosmin, Andrei. Sunt inocent, da, adică cum? Nu mă interesează. Dacă m-a votat, sunteți ultimii proști pentru că eu eram singur. Ești adică, ok, stai toate arenele cu mine. Și dacă se fac 3 kill-uri, mă tăi ultima proastă. Eu l-am votat, nu știu. Dați skip, eu nu-s... Mamă, coaie, bine, mă, eu văd... Nu, după ce că sunt proști rău, mă și votează degeaba. Coaie, toate arenele se transformă cineva în mine. Toate are... Pro. Sunteți prea proști, mă. Hai, dați-vă mint. Dați-vă mint, mă, că sunteți prea proști. Coaie, putea să fie un Zandri transformat, coaie. Deci putea să fie un Zandri transformat, dar nu, apare nu. Deci, uitați cum se votează, băieți. Pe bune, bă, nu putea să fie un Zandri transformat, coaie. Și eu poate chiar eram singur și era un Zandri transformat. Deci e imposibil așa ceva, bă, eu nu cred. E imposibil, bă, băieți, n-ai cum să te juce Among Us cu ăștia. Dar când i-am prins, bă, i-am prins singur pe toți trei. S-au ofticat toți, că sunt gunoaie, coaie, gunoaie. Aici era cadavru, apărea reportul și eu eram aici și erau toți trei aici, coaie. I-am prins pe toți trei. Da, nu, acum nu, e, nu poate să fie Zandri transformat. Asta este, băieți. Momente nașpa, deci vin nașpa. Boys, încă o dată, distrugeți și voi like-urile alea, prieteni, dacă vreți și mai multe clipuri de acest gen. Ok, care Zandri era, băieți, Zandri era, băieți. Care inginerul? Cine e inginerul? Hidra a sărit în vent. Vedeți că era un Zandri pe artă, băieți, era un Zandri pe artă, bă. Ce zici tu? Ce zici? Unde am sărit eu în vent? Ai sărit, m-am uitat pe camera, ai sărit în vent. Eu că Andrei, cu cine erai? Acolo la... Singur, eram la benzină. Da, bun, am votat pe Hidra. Eram care, la benzină, care benzină, care benzină? Aia din dreapta, gen... Ai votat Hidra. Umpleam ăla, prostule, umpleam ministra că... Bă! Am votat. Eliza era la ăla din dreapta. Hai, moriți toți, omoare-i, omoare-i. Hai, Hidra, pa, pa. Hai, mint, băieți, mint. Trebuie să vă omoare. Hai, pe unul. Știți ce mi se pare amuzant? Vezi. Coaie, coaie, the fire fake, chiar îți dau ban, hai, ai zburat că prea mult comentez, gata, am dat ban, să nu-i dea nimeni am ban, așa. Deci, băie, știți ce mi se pare foarte amuzant? Că gen, de acum încolo, dacă văd doi de AlexXD, spre exemplu, eu zic că e AlexXD că l-a făcut kill. Atât, nu mă interesează, coaie, putea să fie transformat, coaie. Putea să fie un Zandri transformat, uite-l pe dracu ce-i face de aia nei, boys. Da, nu, bă, că vine mă cac pe tine, Hidra. Dar nu eu te-am omorât. Dar cine? Contează. Andres, te arunc, bă, ia uite-l pe Andres. Nu mai are mă ce să facă, din păcate, băiții. E pierdut arena. Săracul Fire Andrei a văzut că i-am dat ban. Păi nu, mă, dar mă enervează că dă Fire Andrei la 14 ani cu aia și a luat figuri cu toți din brigadă. Ne înjură de mulți, de răniți, adică noi ne permitem să ne înjurăm, că noi ne cunoaștem de mai mult timp. Dar vine dă Fire Andrei la 14 ani și zice, ai fi Andrei. Și arena trecută îl înjurau ăștia pe dă Fire Andrei, că l-a omorât tot ăștia, știi, că scria pe Steam, comenta, adică e urât, frate. Trebuie să ai respect aici. Înainte de toate, nu? Supărat pe copii. Ia uite, o. Cine crede de mine, Eliza, te văzut că m-a dus Coco în laboratul, l-am urmă pe Pulix. Da, Coco, da. Păi și cum adică, stai, ce dovadă e asta? Că mă urmăre, am crezut că mă urmă pe mine, dar a venit Tupix, știi, săracul. Și aparent îl omorăști tu pe Tupix. No, hai, Coco. Dar mă, pe femeile se aliază împotriva mea. Păi dacă ea m-a văzut, ai văzut că e Andrei care a ieșit. Bă, Alex, n-au 14 ani, mă, nu mai votăm pe ele, că n-au 14 ani. E Coco, ai văzut când a intrat acolo un specimen cu Pix? Eu am rămas acolo, la aia de sus, cu eprubetele și l-am urmă pe Pix. E părăt rău, nu știu care e fata. Mult timp de eu, Andrei, sincer. Da. Ce? Votează-mă, Rax. E dracu, aveți încredere, vă rog eu. Dar nu înțeleg de ce ai așteptat. Deci Coco a așteptat jumătate de oră să vin eu ca să văd când l-au omorât pe ăla. Deci nici măcar de mâncat, bă, bă, nici măcar nu s-a chinuit. Mersi Coco, nu vreau să omor pe tine, dar mersi Coco, că mai omor că am rușit să mă greu. Deci Coco nici nu s-a chinuit, bă. Nici nu s-a chinuit. Ce pula mea de rost mai avea să... Vorbește, mă, frumos, mă, Gherbi Juman. Deci nici doi pana. Trogloditule, troglotai din gură. Asta oricum nu-mi place jocul ăsta, că oricum voi nu vă jucați frumos. Bravo, Diana, sumă de tine. Voi doar ce faci peste alții, nu jucați. Bă, v-am rup la jocul ăsta, nu știu ce se întâmplă. Bă, ce mi-au auzit. Sunt crewmate, Rup tăpurine, rup. Hai, mute, băieți, mute. Bă, ce vrea să zic ăla, un inginer corect sunt și eu, băieți, deci dacă mi-au target, vă leu. Bă, dacă îl văd pe unul, nu mă interesează, e transformat, nu? Votat, băieți, direct. Nu mai stăm noi să ne gândim, să no, să fim siguri niciodată. L-am văzut votat, ești nebun. Bă, da? Liniște.
Eu n-am văzut. Ce ai făcut acolo? Ai făcut chestia? Da, că eu după 2 ani de joc cu ăsta chiar nu știu că acolo e fake common. Hai, votați Diana că e terminat rău de tot. Liniște, ce s-a, bă, liniște un pic, ce s-a întâmplat? Am dat fake task la cheie. Am făcut fake task la cheie să văd cine vine și am... Ok, l-am votat pe Crischie, hai. Dar de ce îl votați pe Crischie? Dar de ce nu e apărarea lui Crischie? Zandrei nu e, dar votăm ce vedem. Băi, jocul ăsta... După 2 ani toată lumea știe că ăla e task comun, atât de proști sunt. Și de ce l-ai făcut? Că noi nu l-avem, adică... Vezi, e handicapată rău de tot femeia. E femeia. Femeie, votați femeia. Bun. Nu vă fac niciun task, niciun task. Bun. Cum vă să... Bun. Eu niciun task vă fac, baftă. Hai, minut, băieți, minut. Hai, frate, bă, eu votez direct, nu mă interesează. Văd ceva neregulă, votez. Văd un Alex Hilde că face kill, votez. Sunt mad, băieți, sunt mad rău de tot, credeți-mă. Dar și ei erau mad că au văzut gen că am prins singur 3 impostori, mă înțelegeți? Easy lan. Mamă, ce-am crezut că dispare Hydra de acolo, că poate era inginer sau impostor, nu se știe. Deci că Andrei cu Vlad Hydra acum. Nu mă. Ia să vedem, mai e vreunul viu pe aici? Okay, că Andrei pe cine aștepta acolo? S-a stins lumina cu aia. Mad Max e mor pe camere. Am o teorie. Ascultați aici. Eu chiar cred că era Crischie 1 la mână, 2 la mână. Să știți că Q Andrei era cu Vlad Hydra. No, 2 zi-mi unde a dispărut Vlad Hydra. Q Andrei urgent. Nu, am văzut că erau lumine stinse. Am făcut... Nu, înainte să se stingă luminile, că te-ai dus cu el acolo, era la copac, bă, liniște! Hydra era la copac, și acum Mad Max se mor la camere și Q Andrei rămăsese singur acolo, taci din gură, n-ai cum. Am plecat în jos. Nu, că eu am venit de jos. Am plecat în jos după ce ai plecat după vreo 10 secunde. Cum ai știți că nu cred, minți. Am plecat înspre comunicații și nu mă interesează, l-am votat pe Vlad Hydra. Hai, eu am intrat pe acolo. E Hydra și-a dat vent la unul pe Mad Max. Nu mi-am dat niciun vent. Inginer scientist? De ce l-ați votat pe Crischie data trecută? Pentru că a dat fake-ul. Ok, Q Andrei scientist, inginer? Și Hydra s-a dus să se spune. Q Andrei, ești tu scientist, tovarășe? Da. Eu mă îndoiesc, s-ar putea să fie un umor, bă. Eu cred că e Vlad Hydra, mă. Nu, sunt, am dat schimb, nu sunt, sunteți. Eu cred că e Vlad Hydra, mă. Mă, oricum am votat toți că sunt câini, împuțiți. Coi, am avut o logică foarte bună. Ai dispărut, bă. Da, mă, da. Coi, ai dispărut de acolo și era mor la camere, ventul ăla duce la camere. Hai să ne uităm noi unde. Ci că s-a dus în jos înspre comunicații și am intrat pe acolo și nu mai era nimeni, băieți, sunt eu nebun? Bă, poate sunt eu nebun, poate n-am văzut bine. O să mă uit pe filmare, băi, să vedem dacă n-am văzut eu bine, dar eu cred că minte, sincer. Nu cred că am fost atât de... Mamă, vine Hydra, stă numai după mine, să mă arămăs. Stă numai după mine, Hydra. Putem să votăm pe Hydra, vă rog, eu am venit de jos de la... Deci eu am venit fix de la șarpele de jos, Hydra n-a ieșit pe jos, n-a ieșit pe jos. Am ieșit pe jos, m-am dus să-mi spune comunicații, nu fii văzut. Pentru că e prost. Da, votați Hydra. Liniște, știți de ce râdea? Era lumina stinsă și a venit după mine. De unde știai unde sunt și am dat butonul, căcatule. Nu era nicio lumină stinsă, ești un prost. Cum nu era lumina stinsă? Votați mă Hydra, de-l drept. Da, skip că e prost, da, skip. Hydra. Când au ce zice? Îmi pare rău Hydra, dar n-ai trecut pe jos, credeam la șarpe, coaie. M-am dus înspre comunicații ca să pun punul ăla. Bă, Hydra, eu te respect și o să dau skip, Hydra, o să dau skip, te respect. Eu cred că-i... Mamă, cine a dat skip? Pulix, Alex și... Pulix și Alex au mai dat skip, bine cu vei. Da, suntem 3 impostori, lângă el al doi votați. Da, hai mă să-l dăm și pe Zandrei afară, zice ăla. E ofticat cu aia că, mamă, deci dacă chiar era Hydra, băieți, vai ce fericit sunt. Dar eu nu l-am văzut, trecă, bă, frate, eu votez ce văd. Dacă am văzut greșit aia, e vina mea, mi-o asum, dar eu nu cred că a venit pe jos, că eu m-am dus de la șarpe pe acolo și era plecat. Și Q Andrei a zis, nu l-am văzut, așa zicea Q Andrei, nu l-am văzut. Puțin cam dubios, nu? Dar poate Q Andrei e doar prostală. Diana și Andres. Bă, e bine că eu îi văd aici dacă fac kill. Eu îi văd, poate face unul kill, dar văd că Andres tot are niște, are o afinitate pentru Diana, zic. Deci Diana cu Andres stau lipiți. Bun, bine de știut. Că Andrei n-a deschis aia. Coaie, se stinge lumina, mă.
Termin Mendoi și am terminat task-urile, băiți. Băi, eu chiar sunt curios, vere, dacă... Deci dacă era Crischie cu Vlad Hydra și Vlad Hydra-i lua apărare, de ce-l votați pe Crischie? Pe bune? Adică, what? Că mi s-a promis sau a sărit în vent un pic, what? Sau, what? Da, na, dracu. Care e pe camera, cum asta zică? Eu! Și tu nu-l vezi pe ăsta de aici, de lângă tine? Nu. Nu? Nu, pentru că am stat doar pe camere. Vreau să vă zic că eu, Diana, Dracu și Chiu Andrei eram în laborator. Deci Pulix, Cosmin, Rax. Hai. Chiu Andrei a fost. Rax era... Stai. Zi. Rax, unde ai fost? Jos. A făcut la copac, la O2, la... Aaa, și cine l-a omorât pe ăla de acolo? Lângă tine a fost și Chiu Andrei. N-am fost da? Acolo. Am fost la începutul unde am dat tablou și după am dus la laborator. Dacă Andrei parcă era scientist. Da, eram scientist, acum am dus după Alexis. Bă, eu cred că era Crischie cu Hydra, că Hydra a luat apărarea, acum a fost dubios și eu cred că e Rax, da. Da. N-a putut să mă votat. Bine, mersi. Te pup. Bă, ai fost sigurul care ai fost acolo. M-a văzut Cosmin pe jos. Păi bine, este pe Steam. Pe cameră. Task-ul tot n-aveți. Noi mai scrie, mă, noi mai scrie. Hai, pe Steam? Cred că s-a pierdut arena, bă, dacă mai sunt doi impostori, dar nu cred. De ce zici, mă, dă-i mă să nu mai scrie. Aoleu, hai, mute. Coa, e greu că... Nu știu unde să mai stau, băiți. Eu stau cu Diana, să vedem ce faci. Crezi că ce task-uri n-aveți, poate? Izileanu. Hai de aia nu vină faci. Mamă, și cred că s-au făcut kill-uri aici. Aaaa, mă, Pulix, dracu. Easy, bravo, Diana, bravo. Nu mai pui de creierul în viața ta, Diana. Bă, eu am zis de Hydra, l-am prins pe Pulix. Bă, de proști faci. Oricum, vai de tine. Bă, deci, l-am prins pe Hydra, dar am văzut, deci dracu a stat mai cu Diana, am zis că o să zică Diana ceva, dacă... N-ai trecut, deci m-a urmărit copul. Ha, fraților, cam ăsta a fost episodul, prieteni. Sper că v-a plăcut. Bă, eu am încercat, deci pe Hydra l-am prins. Full brain. Și pe aia 3 runda trecută, dar pe Pulix scoaie dracu stătă numai cu Diana și Pulix nu știu cu cine să dea, dar asta este. Boys, cam ăsta a fost episodul. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat. Bye bye. Pa.